cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea o perioadă în care luna va străbate un segment de la balanță la Capricorn, adică din casa a șasea până în casa a noua. Se poate vorbi de un răstimp cuprins între 5 și 6 februarie, în care elementele de sănătate vor fi precumpănitoare. Efortul lor se va îndrepta către echilibrare, calmare, temperare, ignorarea răului sau alungarea lui prin tot felul de metode blânde. Cu toate acestea, unii dintre nativi pot să aibă una sau mai multe seri, nopți agitate, să sufere de insomnie, să se culce supărați, enervați, iritați, să se trezească în toi nopții cu gândul la aceleași probleme de peste zi. În principal, e vorba de problemele legate de muncă, activitatea curentă sau de grijile salariale. Între 6 și 8 februarie, relațiile parteneriale stau sub un semn foarte prost. Ei pot să fie lucrați, subminați, atacați. Cineva poate să încerce să-i disloce dintr-un proiect, să-i îndepărteze dintr-un colectiv, punându-i într-o lumină proastă, bârfindu-i, lansând tot felul de informații pe seama lor. Unele informații, din păcate, s-ar putea să fie adevărate, chiar dacă exagerate, să aibă un sâmbure de adevăr. Unele însă s-ar putea să fie calomnii curate, să nu existe niciun temei. Partea proastă este că delimitarea între adevăr și minciună în această etapă nu se poate face. Nici măcar nu spun că se face greu, nu se poate face. De aici și o anume tendința astrală pentru cei născuți în semnul Taurului de a deveni victime, de a cădea victime acestor manevre ale unor parteneri de proiect, de afaceri. Nici relațiile conjugale nu sunt mai vesele și mai luminoase. Aici pot să apară tot felul de crize, de egoism, de gelozie, pot să apară elemente care nu prea au ce căuta într-o căsnicie, în relația de cuplu, dar totuși se petrec, și anume spiritul de competiție. Care dintre soții e mai important, care are cel mai mare salar, invidia că celălalt a obținut o funcție, că are un statut special, un sentiment de inferioritate, pe ideea că celălalt a ajuns mai sus, mai repede, mai bine, că este respectat și iubit. Deci acest sentiment de competiție, pentru că taurii vor dori să recupereze acest minus, mă rog, un minus în capul lor, depinde cum privești problema, să șteargă aceste granițe foarte clare între modestia și mediocritatea unui statut social al unuia și amploarea și prioritățile pe care le-ar avea celălalt. Vor să șteargă aceste diferențe, să nu mai existe, să fie cam la fel. Una dintre situații este să ajungă el însuși o persoană importantă. Dar asta este mai greu și atunci există tendința, nu e deloc elegantă și lăudabilă, dar eu trebuie totuși să o semnalez, pentru că este o tendință puternică în conduita unora de a-i minimaliza pe cei alături de care trăiesc, spunând, da, e el șef, e el director, e el mare, dar să vezi. Și încep să spună ce face, ce zice, ce nu face, ce nu zice, numai elemente care îl descalifică, numai minusuri și numai aspecte care nu conturează un personaj luminos. Între 8 și 10 februarie se poate vorbi de o preocupare constantă legată de acte, documente, de statutul oficial al unor bunuri sau de reglementarea felului în care pot să intre în posesia unei sume de bani, pot să beneficieze de un avantaj, de un serviciu, de o susținere venită pe cale oficială. Pe 11 februarie luna se va afla în casa noua, în Capricorn, și va încerca să pună un strop de ordine în mentalul lor. La ora aceasta, mentalul celor născuți în semnul Taurului este unul încărcat de amintiri negative, de dorințe neîmplinite, de refulări, de tot felul de stări discrepante. Își aduc aminte ce au dorit și
ce n-au reușit să facă, ce și-au propus și cum au ajuns la un eșec, cum au trebuit să renunțe, să abandoneze ceva din viața lor. Toate aceste lucruri le grevează starea interioară, care ar trebui să fie mai echilibrată, mai senină și mai împăcată. Dar nu, ei se întorc în același loc și reeditează trăirile, suferințele și ambițiile de odinioară, neîmplinirile de azi și povestea nu se sfârșește. Cercul se învârte la nesfârșit, iar aceste rememorări păguboase îi îndepărtează și de o perspectivă firească, naturală și mult mai inteligentă, cea a viitorului. În loc să se ocupe de ce o să facă, se ocupă de ceea ce ar fi fost, dacă ar fi fost și dacă ar fi făcut. Sunt niște speculații, evident. De altfel, Saturn în Capricorn le creează destul de multe inhibiții cu privire la inițiativele de moment. Într-un fel au dreptate, pentru că unele persoane născute în zodia Taurului în ultimii ani sau cel puțin în ultimii 14 ani au încercat o serie de demersuri legate de postura lor publică, de imagine, de progres și unele le-au reușit, altele mai puțin. Acum însă stadiul în care se află este cel al unui bilanț, iar bilanțul pentru ei este profund nemulțumitor. Nu asta vroiau ei, nu aici vreau să ajungă. De aici și lipsa de încredere, de curaj, de speranță cu privire la noi inițiative. Și își vor spune, păi n-am făcut la fel și acum 5 ani și uite ce a ieșit. Păi exact același lucru am vrut, mi-am dorit și s-ar fi putut acum 10 ani, dar n-a ieșit. De ce ar ieși de acum încolo? Deci aplică un tipar al unor evenimente existențiale din trecut pe ceea ce ar trebui să fie al viitorului. Și trag concluzia, profund greșită, că așa cum au avut parte de un eșec în trecut, la fel vor avea parte de un eșec și în viitor, începând cu 11 februarie și ulterior, pe 12-13 februarie, tranzitele astrale accentuează aceste stări sufletești, interioare, modificate, ori de câte ori se vor gândi la ei, la cariera lor, la ascensiunea lor, la trăirile lor, la viitorul lor și de fiecare dată aproape, asta nu e partea bună, vor abandona să se gândească la ceea ce trebuie făcut. Se vor crispa, se vor plictisi, vor cădea în depresie, în tot felul de scepticisme și vor avea un acut sentiment al gratuității ori de câte ori vor încerca să se ambaleze, să se angajeze pe o astfel de direcție constructivă. Imediat, spectrul eșecului își va pune amprenta asupra acestor demersuri și îi va face să se retragă, să tacă, să renunțe, să cedeze și să amâne.